Cum te duci, mămica? La cumpărături. Sunt reduceri. În august aici sunt cele mai buni reduceri. Mă duc la magazinele Zara, Bershka, care sunt buni și care îmi plac. Schilduri niște. Așa cum știți, suntem în Grecia și azi îi dau camera lui mama să duc să-și cumpere ceva. Nu numai mie, la toată familia, tati. La toată familia, da, dar te duci tu. Eu mă duc, te las și vin acasă. Ok. Și tu te primi acolo, da? Sergiu m-a lăsat în centru. Aici este centrul cu magazine și primul magazin va fi Stradivarius. Fac shopping aici până când, vreau să văd ce este. Mi-am luat o plăcintă cu brânză și o apă și am dat 1,60 €. 50 după de cent e apa și 1,10 e o plăcintă cu cașcaval. Și o să vă arăt dacă o să cumpăr ceva din Stradivarius. Am fost eu la Stradivarius și mi-am cumpărat așa o pereche de ghetuțe foarte frumoase. Costă 30 de euro. Sergiu o să mă gâtuie. Nu. Eu glumesc, mi-a dat voie să cumpăr tot ce vreau eu. Așa că eu îmi cumpăr tot ce vreau eu. Altceva n-am găsit ceva ce să-mi placă. Am găsit ceva acolo, o bluziță, dar era foarte scumpă și vreau să mă mai duc, să mă mai uit, să văd dacă o să mai găsesc și câte ceva. Acum o să mă duc încă la două magazine, la Bershka și la Pull&Bear. Și vă mai arăt ceva. Sunt în Bershka și am măsurat așa o salopetă, uitați, și nu știu ce să fac, să o iau sau nu. Îmi stă, copii? Îmi stă? E frumoasă, dar parcă-mi parcă e scurtă pe mine, eu nu știu, uitați. Dar e 30 de euro și de asta mă gândesc. Scriți voi în comentarii dacă vă place. Să o iau sau nu. Altceva n-am găsit nimic aici. Mă duc mai departe. Mi-am luat o gentuță foarte frumoasă de la Bershka. Să vă arăt acum. Să mă așez undeva. La umbră. Uitați-vă, așa gentuță mi-am luat. 8 euro. De la Bershka. Foarte frumoasă. Și acum mă duc la H&M. Să mă uit, să văd dacă găsesc ceva. Este foarte, foarte cald. Foarte cald. Trebuie să mă grăbesc ca să dovedesc să mă duc. Ariana trebuie să poarte, așa că astăzi nu o să dovedesc la toate magazinele, că vroiam și lui Alex și lui Ariana să iau ceva. Așa că o să mă duc acum pentru mine și cred că o să trebuia să mai vin vreo 2-3 zile ca să pot să trec toate magazinele. A venit Sergiu să mă ia de la shopping. Eu n-am terminat shopping-ul, nici jumate din magazine n-am fost. Am mai luat... Câți bani ai cheltuit? 30 lei? Încălțămintea care le-ai tătit. 10 geanta și la copii am luat de 33 de euro. Acolo erau două haine și una gratis. Vă închipuiți, și mami s-a scăpat acolo. Și le-am luat de 33 de euro, trebuie să plătesc vreo 45. Mi-a făcut 15 euro, și încă erau și la reduceri. I-am luat lui Ariana de îmbrăcat, lui Alex din calțat, o să vă arăt tot acasă, e foarte mult, n-am putut filma. Uitați-vă acolo stumușa la roșu, să-l iau sau să nu-l iau. Tata l-a întărit o leacă la magazin cu Sergiu și nu vrea nimic. Eu totdeauna să iau ceva. Eu am de toate. El are zici că are de toate și acum mă duc acasă, care Ariana are de 3 ori de când am mâncat. Și e foarte cald afară și plecăm la mare, da? Ariana a păpat, da, Ariana? Și mama era tăi hăinuțele. Iacă aceste hăinuțe, mămică, cumpărat lui Ariana, care v-am spus, una, două și a treia gratis merge. Și lui Alex am luat așa papuci,
și i-a plăcut foarte tare. Uh-huh. Și am mai luat încă o pereche de sandale lui Alex pentru mare. Așa, da. Așa, sandăluțe. Și uitați-vă, Loreana, pentru iarnă. Ce frumușe. Astea sunt câte 2-3 euro costă. Dijaba. Uitați-vă, ce frumos. Și Loreana îi plac? Asta la un anișor. Interesante, da, Arian? Plăcută, mama. Și acum, tati, trebuie să ne ducem la supermarket. Supermarket ori la mare? Supermarket și apel la mare. Acestea au fost hainele care le-am cumpărat eu astăzi. Asta nu e tot. Eu o să mă mai duc la shopping. Și acum ne pregătim să plecăm la mare. Și în care o să vedeți cum ne-am distrat la mare. Pe canalul lui Alex. Noi ne revedem! Pa, pa!